sugeră Eugeniu un exercițiu de empatie, ci i-aș cere de a dreptul o pledoarie pro domnul pentru istoria religiilor în școală. Doamnelor, domnilor, bună seara! Să ce prin altă comunică... Aș putea să stai jos, că mă impresiona și că mi-e mățin. O să te desprezi. Vă rog frumos, fii solidar cu noi, că eu să observe. Ce o să stau în picioare pe mine trenia? Poftiți? O să vedeți de ce vreau să stau în picioare pe mine trenia. O să încep prin altă comunică o consternare, o dispoziție. E de bine. Anume, faptul că trăim într-o societate în care suntem inați, deseori, să facem o magie cuvenită la timpul cuvenit. Se întâmplă ca la această masă, dincolo de marele colegi, multe dintre profesori cuvenitele, se află preotul Răducă pe care îl citeam în anii 90, în liceu, împreună cu cărțile atunci accesibile în bune tiraje ale profesorului Mircea Fionda, eu fiind, eu cred, colega mea, Larisa Ispas, absolvenția unui facultăți de filozofie a Universității București, când am intrat 17 pe loc. Mi se va doresc. Și de asemenea, să cer scuze pentru recenziul de caciculat, pentru că plonșase în filologie extreme, la carte despre turism și creștinism a profesorului Achimescu, de altă fi într-o tradiție de preoți ortodox și cernăuțeni, cu preotul de mine, care a avut o ușură, ortodoxie și profesor Dimis Teovai Antonescu, un elev al primului bun, s-a scris român și așa mai departe. Deci aș vrea să vă mulțumesc că ne reunim în această seară și fiind mezinul și cel care va lua serios cu dezbaterea colegilor mei, Gelu Sanfor și Murat Răcute, voi încerca să mă aștept ca să nu ne dezechilibrăm nici măcar la nivelul înălțimilor această dezbatere și să vă răspund exact la întrebarea pe care au pus-o rețetă. Nu înainte însă de a saluta mai mulți colegi și prieteni din Universitatea București, din Academie, din mai multe instituții ale Academiei, din Unit Salvăm, din una din puținele mișcări serioase de a reintroduce fairness-ul în dezbaterea publică românească, și de asemenea pe cei din Institutul Ghianei și din Vecin. Acum o să trec la, o să trec la greul 3. Greul trebuie să pare că, într-adevăr, avem cealaltă, să ne punem în domnul celălalt, n-am să fiu eu cel care să vină cu prezumția de a livra pericope evanghelice. Însă acest principiu secularizat de a ne pune în domnul celălalt este atât de esențial încât avem în orice răspundere colectivă dialogică sarcina ca să ne întâlnim. Și mă gândeam venind încoace, mă gândeam care să fie fraza care să răspundă la toate cele trei opinii pe care le veți auzi aici și care sunt, fie profund personale, dar cu experiența întregii istorii a filozofiei pe tematica cunoaștere, pentru că noi vorbim aici mai mult de cunoaștere, pentru că vorbim despre stat și despre educație, deci trebuie să găsim numitor comun în problema. Deci, chiar sunt păreri, opinii, într-adevăr, personale, cum profesorul Mircea Mircea Mătuna a ținut să demenească. Celelalte sunt poziții totodată doctrinare de instituție, de instituția de care aparține, care este majoritară, cum sunteți majoritar și la această masă, și pe care o reprezentați nu doar în coalescența inevitabilă cu mediul public, eventual secularizat și cu neutralitatea tipică a statului, ci și în verticalitatea relației pe care o aveți prin credință cu obiectul însuși a ceea ce noi vom numi la această masă religie. Greul trei, mi se pare tocmai, pentru că nu vreau deloc să îi dezamăgesc pe colegii și prietenii din APCRC, este de a găsi acea formulă prin care să putem să ne întâlnim ca etică, teologie și istorie. Să luăm un exemplu banal. Tipică. După faptă și răsplată. Pot face cu acest proverb foarte ușurbat în inconștientul colectiv, din toate epocile și timpurile, și foarte valid în România. Putem face un curs de etică, măcar de 50 de minute până la convoță. Am un tibetan acolo, dacă cineva va de pe sper să nu mi s-a mâncit. Putem face un curs de teologie.
Putem face un curs de istoria religiilor? Asta e tot ce am spus în acest moment. Un singur lucru, iertați-mă, pentru că profesorul Arhimescu mi se pare că este oarecum în eroare. Dacă puteți spune a treia referință la Părintele Mihălcescu, al lui Iliad până în 1940, mai exact 15 martie, când pleacă. Și se mai întoarce doar pe două săptămâni, în iulie 1943. Da, iertați-mă, Părintele Mihălcescu. Dacă puteți livra a treia mențiune a lui Iliad de tânăr român la Iliad Mihălcescu, pentru că eu știu doar cu primele două. A treia referință, a treia citare a lui Eliade, în articolele care n-au fost publicate în ediții publice și științe. Nu, iertați-mă, imediat va veni în dumneavoastră, să ne facem noi. Cred că ați exagerat. Referințele la cel care a tradus Manava de anul 6 și Bhagavad-gita, spre că și la teologia o să se pronunță la fel, dar nu s-a sigur, are merite extraordinare. N-a făcut teologia comparată a religiilor. Dar asta nu înseamnă că el a fost un din membrii